Bine v-am găsit și bine ne-ați găsit. Astăzi vreau să vorbesc cu autoarele acestor două cărți. Iată, le am aici, cărțile. Și ne sunt în studio, în vizită, Maria Pilkin și cu Anda Vahnovan. Despre titlul acestei cărți am mai vorbit. Se numește Tu ești rusul cel bun și firește, imediat apare întrebarea, da, e singurul rus bun sau toți ceilalți ruși nu sunt chiar buni, dacă nu cumva nebuni. Și Anda Vahnovan, o carte proaspătă, care se numește Povestiri londoneze. Aici e emblema underground-ului, metrou londonez. Vedeți rețeaua asta de metro. Și nu întâmplător ales rețeaua asta, pentru că în punctele astea se află Anda Vahnovan cu diferite observații convențional numite observații de blogheriță, dar de fapt e proză. Mai puțin o să vorbim despre cărți, vreau să vorbesc despre cu autoarele, bună ziua, bine v-am găsit, despre rolul, misiunea pe care vă asumați în zilele de astăzi. Și încep de la următoarea întrebare. Dacă scriitorul care, ca și toți artiștii, de fapt, da, scriitorul mai cu seamă, este o cutie de rezonanță la ceea ce se întâmplă în jur. Dacă e mai profitabil pentru un scriitor să fie la distanță, ca Anda Vahnovan, deși acolo e un centru, un epicentru al lumii, evenimentelor, dar ne-a scris făcând conexiunea cu ceea ce a rămas acasă. Sau ca în cazul Mariei trebuie să fie acasă, trebuie să fie aproape de război, de hotarul cu războiul, ca să rezonezi, ca să simți. Cum ați răspunde la această întrebare? Pentru că multă lume acum se întreabă dacă scriitorii poate să întreprindă ceva. Ei acum se întreabă, scriitorii ruși în special, dacă au făcut totul ca să nu se ajungă în punctul ăsta. Dar vorbim nu numai despre evenimentele astea fierbinți, dar și despre tranziția asta interminabilă a Republicii Moldova în drumul spre căutarea unei identități, sper eu, europene, irreversibile. Anda. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Începeți cu o întrebare în forță, da? O întrebare destul de grea. De altele n-avem. Da, este adevărat. De la distanță lucrurile se văd oarecum mai în ansamblu. Și aici, într-adevăr, vreau să menționez că pentru noi, cei care suntem plecați, nefiind într-un epicentru foarte fierbinte și activ, probabil că se văd lucrurile un pic mai la rece, un pic mai așezat. Este un avantaj, probabil, de a nu fi în câmpul de bătaie sau într-o zonă fierbinte, activă, cum suntem noi în cazul dat, chiar la hotar, în imediată apropiere a ceea ce se întâmplă. În același timp, există un soi de neputință și un soi de întrebare retorică. Oare aș putea să fac mai mult decât să iau o atitudine, să scriu un poem? Chiar la cursurile mele de engleză am avut tematica dacă este utilă poezia pe timp de război și care este rolul ei, și s-a dezbătut acest subiect. În afară de a lupta cu armele pe care le deținem noi, respectiv scrisul, altceva nu cred că am fi putut să facem, mai mult decât ajutoare umanitare sau cazare de refugiați, cum s-a implicat toată lumea, cuvântul fiind arma scriitorului, îi permite să lupte așa cum poate. Deși vreau să vă spun că și în cazul dat chiar acestui război, în cazul meu cel puțin, mi s-a întâmplat o chestie, probabil pentru prima dată, în care eu am fost o perioadă lungă înhibată. Nu am putut să scriu nimic și o admiram pe Maria, că ea atitudine bătăioasă, vehementă, o admiram pe Moni, domnul Ierizanu, toată lumea și-a exprimat oarecum prin scris indignarea și luarea de atitudine, ori mie mi s-a întâmplat un soi de
inhibiție. Am empatizat foarte mult cu mamele care și-au trimis copiii pe front. Am avut chiar și un soi de stare de panică. Soțul meu mi-a interzis la un moment dat să mai urmăresc evenimentele până un pic să-mi revin din acea stare. Ca, deci, ca să înțeleg. Deci dumneavoastră considerați că scriitorii sunt ineficienți? Nu este așa. Dumneavoastră mi-ați învârtit întrebarea așa, da, încât da, să mă provocați. Nu, doar că fiecare scriitor își asumă modalitatea în care poate să ia o atitudine, fie ea publică, fie ea în privat, fie prin fapte concrete, nu neapărat prin scris, pentru că în fond a fost și o mobilizare civică, nu ne mai împărțim pe scriitori, nescriitori, care am trimis ajutoare și am cazat refugiați ucraineni. Modalitatea de a lupta a fiecăruia este foarte individuală. De exemplu, memo-urile, tot felul de atitudini mai ironice, mai sarcastice, mai moderne. Și vă dau un exemplu. Cunoscut exemplu ăsta de memo franțuzesc, se pare, că s-a născut la Paris, reclama aia la prezervative, da? Cu legenda că aveți grijă de prezervative, că dacă prezervativele nu sunt bune, se întâmplă să nască un monstru. Și portretul știm noi cui acolo s-a pus pe pachetul de prezervative. Adică uneori un scriitor, un autor de memorii sau omul care lucrează cu cuvântul s-ar putea să fie mai eficient. Dovadă este istoria cu Charlie Hebdo, care i-a enervat atât de mult pe unii adversari și dușmani chiar, că au fost împușcați. Maria, dumneata cum răspunzi la întrebarea asta? Trebuie să fii în interior sau în turnul de fildiș, convențional vorbind? Fiindcă spuneați de trebuie, trebuie să amintesc faptul că oamenii sunt diferiți și scriitorii la fel. De ce nu putem să avem așteptări ca toți să se încoloneze spre o idee, spre un fel de a reacționa? Unii, într-adevăr, se închid, se inhibă, alții, din contra, vin cu o reacție. Dar, dumitale, ți-i mai bine în epicentru sau ar fi fost mai bine să fii... Dar nu este despre mai bine, este despre unde ți se întâmplă. Și noi, cei care am avut o reacție, tocmai venea din acest epicentru, venea din insomniile noastre, din fricile noastre, și era și un soi de manifest, dar și un strigăt spre lumea mare, că suntem în pericol. Este, dacă vreți, nu știu, acea anxietate umană, pentru că noi înțelegeam că dacă vin peste noi sau fugim, sau nu știm ce ni se întâmplă. E o reacție firească și atunci arta, literatura sunt mai mult decât un manifest. Undeva sunt și terapie în astfel de contexte. Mie cel puțin îmi făcea bine. Doi, eu simțeam nevoia unei solidarități cu ceea ce se întâmplă exact în proxima mea apropiere, mai ales când e vorba de copii. Și nu pot să spun că am scris foarte mult despre acest război, dar am 3 poeme în care apar copiii, pentru că, nu știu, maternitatea mea sau felul meu de a percepe anumite lucruri, atunci când ideea unui copil mort într-o situație într-atât de absurdă și nedreaptă, cred că cataliza acel scris. Eu pornind de la acest trebuie, englezescul must, pe care îl urăsc probabil vorbitorii de engleză, tocmai din cauza asta, că ei sunt liberi, preponderent vorbitorii de engleză. Pentru că în discuție este omul de litere, omul de artă, trebuie să se implice, are o misiune anume să se implice, ca să-i convingă pe ăștia care ezită, pe care jurnaliștii i-au manipulat și i-au îndreptat și i-au transformat în vată, ceea ce se numește rusește, da? Sau ei trebuie, de exemplu, să îi scoată din angrenajul ăsta propagandistic pe Prilepin, de exemplu, care a fost un om normal și a scris niște cărți care stau pe rafturile la noi la Chișinău și a devenit un ideolog. În sensul ăsta, cât de mult trebuie, poate să se implice omul scrisului, omul cuvântului, omul artei, ca să devină eficient, ca să militeze o cauză umană, nu? Reiau, aici eu cred că unii au nevoie de o detașare
nu doar geografică, dar chiar în timp. Și eu cred că vor veni capodoperele, da, care vor scrie despre acest război. În primul rând, eu cred că vor fi ucrainenii, pentru că ei trăiesc la o intensitate maximă. Eu cred că și unii ruși ar putea să dea dincolo... Va fi un alt război și pace de Tolstoi? Nu știu dacă neapărat în această cheie, pentru că s-au mai schimbat paradigmele, dar un alt război și pace, da? Iar pe de altă parte s-ar putea în timp să vedem că și cei ce s-a scris acum în foc, în pălălaie, să fie la fel de bun. Da? Eu cred că timpul le va așeza pe toate. Apropo, la ruși, Anda, se discută dacă Tolstoi a avut în vedere pacea sau lumea, războiul și lumea. Vainai Mir însemnând lumea. De-a ta care ești în lume acolo, nu ți s-a întâmplat să-ți reproșeze că de fapt ai trădat, că de fapt te-ai dus la Londra, unde ești bine mersi, cum s-a întâmplat la români, n-ați mâncat salam cu noi, în două, cu hârtie igienică. În sensul ăsta, fiind departe și de evenimentele în Ucraina și de zbuciumul moldovenesc, te simți trădătoare dumneata cumva? Nu, nu mă simt nici trădătoare. Nu consider că poate cineva să-mi reproșeze vreo decizie luată în viață. Mai mult de atât, de multe ori, noi cei care am plecat încercăm să facem de la distanță, poate chiar cu un efort mai mare, mai multe pentru țara noastră, promovând literatura noastră, promovând autorii. Asta e o acoperire. Hai să nu, vă provoc. Ți-ai rezolvat problemă personală, ți-ai aranjat copiii la școală, ți-ai luat viața și ai pus-o într-un loc sigur, dar noi ceilalți care stăm în Basarabia... Nu știu, pe cât de sigur, că dacă știți, la început, când s-a declanșat războiul, domnul Jirinovski a declarat că prima bombă va zbura spre Marea Britanie, spre Londra. Și atunci am căutat harta cu acele spații de refugiu, unde există și cum există, am depozitat în garaj produse, deci nu știu cine era mai la adăpost chiar atunci, în prima lună a războiului. Dacă noi, în Basarabia, lângă de veselul, sigur suntem expuși. Eu nu știu dacă întrebarea dumneavoastră poate să stea în picioare, pentru că a plecat din țara ta spre un alt spațiu, nu știu dacă este despre trădare. Este anume despre acea libertate despre care voi ne-ați educat 30 de ani ăștia de la urmă. Și noi suntem generația crescută cu aceste valori. Și eu mi-am ales libertatea să rămân în Republica Moldova și Anda Vahnovan și-a ales libertatea să plece la Londra. O fi avut ea un vis cândva în copilărie. Sau i s-a întâmplat o întâlnire cu acel spațiu și eu cred că iată acest exercițiu al liberei plecări este poate și undeva despre reușita generației voastre, că voi ați știut să deschideți această poartă pentru noi. Culmea este că eu am prins gustul libertății la Moscova prima dată, pentru că am plecat dintr-un Chișinău provincial, închistat, brejnevist, și am plecat într-o Moscovă care era și mai brejnevistă, dar avea un underground, vorba acestui titlu, un underground care nu s-a arătat la televizor, dar era atât de bogat. Era plin de expoziții. Acolo era stalkerul. Acolo era viața adevărată și bucătăria generalizată la care se discuta, se citea. În sensul ăsta, Anda, vreau să ne vorbești dumneata despre un pic despre Londra ca un loc, așa l-am perceput eu, am fost, cred, două ori maxim, o dată într-o vizită turistică, altă dată într-o ipostază nemaipomenită. Eram funcționar la Consiliul Audiovizual și pe mine m-au luat ca atare, mi-au făcut program, scria pe o mapă așa groasă cu program, cu agenda, Mr. Vasile Botnaru, și m-au purtat pe la parlamente, pe la consilii. Și am văzut funcționarea mea asta cât de liberă este, cât de conștientă de faptul că nu-i veșnică, că e în serviciu poporului, într-adevăr. Acum spune-mi ta, începând de la taximetriști și terminând cu măturători și oamenii străzii care dorm pe cartoane. Cum vezi, dumneata, libertatea? Asta ar însemna să citim cartea acum aici în studio, dar un rezumat. Dacă ai putea să ne spui ce înseamnă Londra ca un etalon al libertății și a tot ce există ca libertate occidentală.
Să știți că Londra, într-adevăr, pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că acel element al libertății și a democrației se simte în fiecare detaliu. Nu vorbim aici despre dreptul de a-ți spune opinia, nu vorbim aici despre niște drepturi pe care, uite, noi într-o anumită societate trebuie să luptăm pentru ele sau să le obținem, ori acolo ți se oferă ca și un dat al tău și nu îndrăznește nimeni să ți-l încalce. Vorbesc aici chiar și libertatea celui venit să ceară, ceea ce iarăși mi s-a părut o chestie foarte... Plecând în țară, am pornit de pe poziția celui care vine și care trebuie să zică mulțumesc pentru ce se oferă. Ori chiar la primele cursuri de limbă engleză am fost învățați cum să scriem plângeri. Prima lecție a fost plângere. Dacă mergeți la bazin și nu aveți suficiente dulăpașe, haideți să vă explicăm cum faceți o plângere. Vrem dulăpașe, vrem prosoape, vrem mai... Și printre primele postări ale mele erau chiar legate de aceste plângeri pe care le învață orice emigrant când vine în țara asta, să ceară mai mult decât îi se oferă, pentru că el venind în această țară, exact, plătind la stat contribuții, fiind cetățean a acestui oraș, are dreptul să și ceară. Nu mai este sentimentul ăsta de inferioritate a celui venit care se mulțumește cu puținul, în niciun caz. Dar emite londonezul jet by jet, eu îmi imaginez. Dar gândiți-vă că londonezul jet by jet niciodată nu o să se uite cu un ochi urât la cel venit. Nu, eu mă refer la în raport cu administrația și cu proprietarul acelui. Ei știu să-și ceară drepturile, de aceea probabil că statul nu îndrăznește să-i umilească sau să le încalce. Facem aici o paranteză. Maria, de ce la noi e altfel? E sovietică relația asta unde să trăiți șeful, executăm. E o chestiune de antropologie și apropo mă gândeam la aceste povestiri londoneze ale Andei, care sunt un fel de antropologie a cotidianului londonez sau chiar a celui englez, pentru că Londra totuși e o metonimie pentru întregregatul și nu doar a Londrei, ci a Occidentului în general. Iată, despre această libertate a cotidianului, da? Nu vorbim despre marile slogane, valori, ci felul în care libertatea, democrația se exercită acolo, în stradă, la ghișeu. Istoria noastră e plină de această lipsă a libertății și noi trăim și cu dublu standard de chiar și astăzi. Sistemul nostru educațional încă suferă de asta, pentru că pe de o parte noi le povestim copiilor că ei au drepturi și sunt liberi și trăim într-o democrație și totodată doamna profesoară la clasă vine cu acest exercițiu al forței și al oprimării în care îi spune că eu sunt șeful tău și tu mi te supui. Nu zic că toți, dar există încă aceste, să zic eu, rămășițe ale sovietismului. Desigur că cineva de acasă o să sară și o să spună era medicină gratuită, era școală gratuită, de ce vorbiți doar de rău acest sistem? Și eu, economistul din mine, va spune aproape contabil, dacă era atât de bine, de ce nu a rezistat? Pentru că tot ce este bun, el se reinventează, dacă există întotdeauna neajunsuri, dar durează și se perpetuează. Acest sistem a colapsat, o implozie pe care eu deja am prins-o și, din păcate, generația mea încă conține acele vaccinuri nu de cea mai bună calitate. Vorba lui Matei Vișne, care încercam eu să-l citez ieri la lansarea de carte, că eu sunt încă sub impresia acelei lansări minunate de carte a Andei Vahnovan, spuneam despre Matei Vișne, un minunat observator, un dramaturg nemaipomenit, care știe tocmai să deie niște observații microscopice a societății în evoluție. Și el spunea într-un interviu pentru Europa Liberă că regimul comunist, comunismul în general, a fost un avion foarte frumos, foarte bine vopsit, dar niciodată nu s-a rupt de la sol. Nu este tehnologic util pentru ca să se rupă de la sol și transporte pasagerii. Acum, sigur că niște progrese minime sunt. Și vă dau un exemplu în maniera Andei Vahnovan. În Uniunea Sovietică
pe strada Pușkin, la ieșirea de la primărie, în gangul ăla, și nu doar acolo, numai decât scria Bereghise Automobile. Atenție la mașină. Nu mai este semnul ăla. Prioritatea are pietonul, șoferul care iese de acolo cu un șef încărcat în mașină, nu are prioritate. Dar sau la strada de la președinție, Maria Cebotari, da? Nu se putea calca pe acolo. Serghei Lazo, pe lângă securitate, n-aveai voie nici să pus să faci pe acolo, să claxonezi, lucrurile se schimbă. Dar totuna, în relația, nu doar în școală, dar în multe relații cu furnizorii de servicii, noi continuăm să suportăm Uniunea Sovietică și culmea este că sunt apărători. Oamenii care sunt victimele acestei relații, când sunt clienți, se indignează sau suportă, dacă însă duc dincolo, se răzbună. Asta e ca și cu torționarii și întemnițații. Anda, eu vreau să vă propun iarăși să vorbim un pic despre Steinhardt, când mi-a venit cartea asta întâmplător. Totuși omul ăsta care a suferit din cauza penitenței, el cumva ne dă sfaturi de rezistență în condiții de... Și primul sfat vine de la Solzhenitsyn. Mă întorc la război și la ceea ce pot să facă, nu trebuie, nu must, dar pot să facă oamenii de cultură, oamenii de artă, ca să dea o luminiță în capătul tunelului. Și mă gândesc la Tolstoi, care o evadat până la sfârșit și a suferit un eșec, nu? De fapt, ca să dăm o speranță oamenilor ăștia necăjiți, mai cu seamă din Ucraina. Cum vedeți dumneavoastră misiunea asta, ca să nu ne învelim în savan și să luăm drumul spre cimitir, așa cum este bancul cunoscut? Fiecare își va pune oarecum un scop în a supraviețui aceste situații. Avem cu toții acel instinct a supraviețuirii și autoconservării. Zic eu că prin gesturi mici și prin pași mici, fiecare individual va căuta o modalitate. Mie mi-a plăcut și am fost încântată să văd că au fost montate la Chișinău și spectacole pe tematica războiului. S-a luat atitudine și prin vers, și prin anumite acțiuni civice, și prin protestele de la ambasadă. Noi ca nație, dacă e să vorbim macro, nu eu individual, dar noi ca nație, zic eu că am avut un comportament excelent în această luare de atitudine. Și de aici vreau să vă zic că și opinia în străinătate față de Republica Moldova s-a schimbat. Am și o postare în care vecinul meu a venit și mi-a spus, să știi că eu tuturor le-am spus de pe stradă, că la noi în bloc stau moldoveni. Pentru că în acest război noi v-am descoperit nu ca cea mai săracă țară din Europa, dar cea mai primitoare și bună și săritoare la nevoie țară față de un vecin. Mă refer la refugiați. Dar la subiectul ăsta cu neutralitatea și pacea. Și vreau să ating anume subiectul ăsta. Că propaganda rusească intenționat infiltrează lozinca asta să luptăm pentru pace, ascunzând agresorul în dărătul acestei lozinci. Ori oamenii de litere, oamenii de cultură sunt, eu zic, suficient de dotați ca să facă deosebirea între agresor și între victimă și să nu zic că pledăm doar pentru pace sau ne resemnăm sau hai mai repede cu orice preț să obținem pacea. Iată, în sensul ăsta, văzută de la Londra, Moldova este suficient de hotărâtă să arate cine e agresorul și cine e victima? Privind contextual, eu zic că Moldova a luat totuși o atitudine publică, deși în situațiile date există pericolul de a întărâta agresorul și atunci pașii se fac foarte bine gândit.
Știu că a fost un moment în care apăreau niște acuze, că noi nici de cum nu luăm o opinie cumva exprimată public și că stăm și așteptăm să vedem încotro se vor mișca nisipurile, dar într-un final s-a luat o atitudine față de război și nu războiului și că suntem de partea Ucrainei. Și a fost un gest, apropo, destul de curajos, ținând cont că rachetele pot să înceapă să ajungă și pe acest mal. Și că, într-adevăr, când vorbim de un stat agresor și un stat înrăit, că a pornit la război cu siguranța unei victorii imediate și uite că... Buturuga mică a răsturnat carul mare. A răsturnat carul mare. Înțelegem că este un stat disperat să-și consolideze numele de mare putere militară prima dată, că aici a fost lovitura cea mai grea dată Rusiei. Și nu se știe la nervi și în disperare ce decizii se pot lua de dincolo. Și ca să nu se ajungă, de ce numim diplomație, diplomația, lucrurile trebuie gândite foarte bine calculat și rezolvate în direcția răului celui mai mic. Într-un război nu putem vorbi despre varianta ideală de a se termina totul cu bine și cu pace, dar nici nu putem vorbi despre pace să fie, acea atitudine umilă cu care de multe ori am crescut noi, că important e pace să fie. Atâta timp cât îți sunt omorâți copiii și violate soțiile. Mi se pare un gest din ăsta de umilință acceptată care va crea o premiză și atunci agresorul prinde curaj. Exact, și agresorul prinde curaj când vede că în fața lui oamenii cedează și tremură și merg pe principiu doar pace să fie. Anda vorbește despre percepția externă. Eu vreau să vorbesc despre rusul care e aici interior, convențional numită Vata, că de multe ori administrația, guvernarea se uită și la reacția destul de vocală în interior, plătită, indusă, nu contează, dar destul de vocală. Ce facem noi cu rusul cel rău? Care... Noi, oamenii care înțelegem ce se întâmplă, ce facem cu Vata, iertați-mi, vă rog, eticheta, ce facem cu fanii lui Putin care nu vor să înțeleagă că, de fapt, ăsta e agresorul și o omoară prin motive inventate. Apropo de acest volum, să știți că a apărut în 2021 și în 2022 m-am speriat de el. Da? Pentru că undeva și m-am jucat cu acest titlu. Ca și titlul lui Ciocan, profetic, care a zis că o să vină rușii. Și în 2022 m-am spăimântat și totodată am înțeles că noi, oamenii de artă, literații, reverberăm cu niște energii care circulă și chiar aceleași mesaje propagandistice au alte ecouri în noi. Da? Noi cumva reacționăm de multe ori mult mai acut, mult mai intensificat. Rușii cei buni, de fapt, e un personaj cumulativ, nu e un... Nu-i neapărat, da, Ivan Pilkin. Nu-i neapărat, dar de acolo am pornit. Este despre faptul că a spune rus rău este riscant, de altfel, să știți, pentru că lunecăm într-un soi de fascism. Nu există popoare rele, există conducători proști, există propagandă proastă și există oameni care alunică în această eroare și această capcană a propagandei. Eu cred că rușii din Rusia, dar și cei de la noi și din alte spații care au avut simpatii pro-putiniste, mulți deja dintre ei au ajuns să-și revizuiască acea atitudine. Da? Dar retroactiv, rușii uitându-se, zic, dar noi l-am născut pe Putin. De asta spuneți că nu există națiuni, popoare rele, dar pentru că nasc un monstru, cum să le zici? Eu nu cred în vină colectivă, filozofii confirmă acest fapt, dar există responsabilități colective. Într-adevăr... Iată un autor, Peter Pomeranțev, fiul lui Pomeranțev de la Radio Svoboda, cunoscut pentru... Asta e un volum tradus din engleză direct, Aventura în Rusia de azi, deja e o Rusie de ieri, un corespondent străin care descrie pas cu pas și la un moment dat când te gândești că toată opresiunea rusească a condus de fapt mașinăria asta, nu se putea să nu se finalizeze cu așa ceva.
De acord. Eu cred că rușii vor trece printr-o transformare, vor suporta o metamorfoză, sper, spre bine. Eu cred că acum pică URSS-ul, nu în 90 a picat, și noi asistăm la acest crah, da? Această căzătură care e zguduitoare și o simțim că suntem foarte aproape. Fionixul care trebuie să renască din pârjol? Va trebui, pentru că trebuie să fim de acord că această țară nu va dispărea și ea nici nu trebuie să dispară, pentru că în momentul în care va dispărea Rusia, noi nu știm ce configurare geopolitică se va produce acolo. Da? De aceea eu sper într-o Rusie renăscută, într-o Rusie care să-și învețe lecțiile, pentru că acum se comportă ca un adolescent supărat pe toată lumea, într-un resentiment față de cei care nu o înțeleg, și eu sper ca această țară și acest popor să depășească aceste suferințe. Cărțile astea le-am luat, apropo, la întâmplare, de pe noptiera mea, și tot n-am când să le citesc. Iată, de exemplu, Nabokov, o colecție de povestiri extraordinare. Noi îl cunoaștem mulți, îl cunosc doar după Lolita, dar este un rascașic nemaipomenit. Sau asta am luat-o, Fiica Măcelarului, pentru că am văzut la Sabina Fati pe Facebook că ținea cartea asta și am luat-o, neapărat am cumpărat-o să o citesc. Dar vreau să vă rog să citiți, nu știu dacă acceptați să citiți textele altora. Da, sigur. Ia uitați-vă ce scrie la întâmplare. Dimineața am deschis. Ia uitați-vă de aici ce scrie în Fiica Măcelarului. Chiar și în ziua de astăzi, o mulțime de idioți naivi îngroașă rândurile armatei pentru a se pune în slujba Dumnezeu știe cărui scop. Întrebați-i pe acești soldați de ce se înrolează și vă vor îndruga verși și uscate despre datorie, dragoste de țară, apărarea patriei, despre urmarea plină de curaj a conducătorilor și lupta împotriva despoților malefici ai dușmanului. În orice caz, ei nu o fac doar în numele unor ideologii. Cei mai mulți dintre soldați, în cazul în care nu sunt chiar proști făcuți grămadă, sunt răsplătiți cu sume considerabile de bani, ceea ce face ca viața lor să fie mult mai ușoară, în comparație cu cea a majorității oamenilor. Dacă indemnizațiile le-ar fi reduse la jumătate, tot s-ar socoti ca onoarea de a lupta în numele unei cauze importante. Uitați-vă, parcă-i despre Mobichi. Parcă-i ce despre... a fost scrisă? Asta e despre Primul Război Mondial. Fabula e extraordinară. Deci o evreică se pornește pe timp de război să-și caute soțul. Deci un ofițer plecat care a abandonat-o prin motiv că el e în slujba țarului și imobilizat, și personajul se pornește în căutarea acestui om și tot periplul ăsta e descris. Dacă nu cumva vă întreb dumneavoastră care sunteți de meserie profeți, că așa vei meserie, scriitorii sunt profeți, sunt cu legătură directă la cancelarea dumnezeiască. Dacă nu cumva în cicluri călcăm pe aceleași greble, chiar dacă ne civilizăm, avem Tesla, avem iPhone, nu știu cât, 13, dar iată. Dovada vie că istoria se repetă și probabil că se repetă și pentru că nu știm să învățăm nimic din ea. În acest sens, eu cred că scriitorii, artiștii în general sunt o portavoce a unor energii, să zic eu, colective, a unui imaginar colectiv, și uneori nici nu conștientizăm că ne se întâmplă acest lucru, dar noi răbufnim că în poezie, că în proză, că în dramaturgie, că în eseu. Uneori chiar te întreb, dar de ce eu? De ce am ajuns eu să fiu, nu știu, vârful unei teme? Da? Pentru că eu scriu despre ceva și Anda scrie despre altceva. Dar biografiile noastre, dacă ar fi să stea cineva foarte așa contabil să le analizeze, va descoperi că toate s-au cumulat pentru a produce, pentru că arta vine și din traumă. Deși eu nu consider că arta trebuie să fie un instrument al depășirii traumei doar. Dar este și acest aspect, și mai ales în spațiul nostru în care au fost războaie, deportări,
tot felul de persecuții, această traumă, ea mereu este la suprafață și mi se pare că problema este că noi nu știm să depășim aceste traume, de ce, și tot călcăm pe greble și poate, chiar am zis undeva că nu există psihanaliști pentru națiuni, pentru popoare, poate ar trebui să știm să ne inventăm o modalitate de a depăși. Anda mai devreme spunea despre dramaturgie, teatru, spectacolele care s-au mulat imediat pe subiectul ăsta. Și dumneata, Maria, ai fost, adică ești implicat direct la Teatrul Național. În ultimul timp am văzut și la Festivalul Teatrelor Naționale, dar și teatrele noastre participă cu la mesajul ăsta antirăzboinic sau de condamnare a războiului sau a ceea ce se întâmplă în Ucraina prin anumite lucrări de actualitate. Cine crezi că acum își face meseria cel mai bine în artele vizuale, în scriituri, în apariții în general pe rețele sociale? Cine sunt cei mai eficienți? Iar mă întorc la o contabilitate antirăzboinică. O să încep eu cu faptul că i-am văzut pe acei autori ruși curajoși, care chiar fiind acolo în epicentru și cu siguranță se expunea unui mare risc, dar au avut curaj să își expună opinia și aici, nu știu, doamna Ulițchi a fost foarte, de la bun început, foarte bătăioasă. Șișchen, deci sunt autori care nu au, cu propriul risc, nu au tăcut și eu consider că ei sunt adevărații eroi. Cei în afara epicentrului și în afara pericolului, lor le este mai ușor să fie vocali. Însă nu-i acuz nici pe cei care au preferat să tacă o perioadă până să plece din țară și ulterior să-și exprime opinia din America, Israel, Franța, în țările în care au reușit să fugă. Efectiv, au fugit din calea războiului. Nu încercăm să nu judecăm, dar consider că aici eroii au fost cei care, fiind acolo, nu au ezitat să-și spună opinia, respectiv acea doamnă de la știri care a apărut cu panoul în care zicea sunteți mințiți, mi s-a părut că este o dovadă de un curaj la limita nebuniei. Ala Pugaciova. Ala Pugaciova. Cu fanii ei. Sigur că atunci când a călcat-o pe bătătură Putin și l-a trecut pe Galkin pe lista indezirabililor. Dar asta Maxim a fost... Galgen și până la... Da, da, Ala a zis enough abia atunci când a atins o pedeapsă. Dar, în schimb, muniția Alei Pugaciova este incomparabilă cu muniția lui același, eu știu, Maxim Galkin sau altcineva. Și Dmitri Bykov, la fel, e o voce... Mă întrebați despre teatru și să știți că am ajuns la concluzia că teatru e un instrument la fel de forte ca și cinematografia. Anunță, dar Lenin a mizat foarte mult pe cinematografie pentru a propaga ideile socialismului și comunismului. E riscant să-l citați pe Lenin. Terminați-vă ideea și am să vă spun care e continuarea acelui citat. Îl citesc pe Lenin în sensul în care noi ar trebui să mergem cu o contrapropagandă, da, împotriva tot ce au făcut ei. Și m-am convins de acest fapt în felul următor. În ultimii ani, pot să zic că de prin 2013 am tot scris despre cărți. Am luat parcă și niște premii, s-a scris și despre acele cărți, adică sunt foarte mulțumită, dar la un moment dat mergeam la un festival teatral și dintr-o mare plăcere veneam acasă și seara scriam niște cronichete foarte, să zic, telegrafice. Ce modestă e Maria! Cronichete! Ce modestă Maria asta noastră! Unele nu aveau dea critice, dar erau în formatul Facebook-ului și m-a sunat un foarte bun prieten și a spus, da, ești foarte bună, uite, scrii. Și atunci orgoliul meu de scriitoare a spus, da, eu scriu despre cărți uneori mult mai bine și mai aplicat. Și atunci am înțeles că oamenii nu sunt într-atât de atenți la cărți și la textele despre cărți, pe când în momentul în care o sală întreagă a văzut un spectacol și după asta citește o cronică, impactul e mult mai mare. Deci eu cred că teatrul, filmul, artele de performance, mă așteptam plastice, aici să faci o paranteză specială pentru Carbon. Carbon e din filme, da? Da.
ele dar au dar te rog impact. Să faci o cronichetă despre carbon. Neta, ai văzut carbonul? Nu mai erau bilete pe când am ajuns eu de la Londra. Despre carbon. Da, vă spun și despre carbon, dar înainte, fiindcă spuneam despre teatru, am văzut capcana în regia lui Petru Hadârcă după Bulgakov. Am văzut Requiem pentru Bucea, Luminița Țâcu, Mihai Fusu, Concept Dumitru Crudu. Da? Iată, cum spunea și Anda, două reacții practic a lumii teatrale. Carbonul se înscrie foarte bine și în această lume beligerantă pe care o trăim, pentru că este și istoria unui tânăr, a devenirii unui tânăr pe care un soldat, un fost soldat în Afganistan, îi arată fața oribilă a războiului, practic oprindu-l de a nu merge la război, războiul nostru din Transnistria, da, dus de Rusia împotriva Republicii Moldova, proaspăt născută ca țară. Un film care vine cumva la țanc, pentru că iarăși vine peste această traumă basarabeană despre care vorbeam. Acum să vă spun de istoria cu Lenin. Lenin, de fapt, a fost părintele acestei fabrici de troli a lui Prigojin, că în fiecare sat unde era câte un club era acest citat unde se punea afișul de cinema, sus era scris «Всех искусств для нас является кино, вы и Ленин». Și eu când eram la Moscova chiar m-am ambiționat să caut citatul complet. Și acolo, de fapt, e «Всех искусств» din toate artele, cea mai importantă este arta cinematografică, pentru că populația noastră nu înțelege altceva. Teatru, literatura, sunt lucruri prea sofisticate. Elevate. Prea implicite. Da, de atâta trebuie să le dăm kino. Adică dânsul spunea proștilor, adică nu stricați orzul cu gâștele, dați-le proștilor kino. Și de acolo s-a început, probabil, și Potiomkinska e lesnița, sigur că o propagandă genială, dar propagandă până la urmă, și kinoul de alternativă. Da, dar și filmele sovieticilor sunt foarte diferite. Nu știu pe cât mai rămasă îl percepe pe Tarkovski în profunzimea... Da. Asta care... era alternativă. Andrei Rubliov era tocmai o încercare de a face altfel de kino. Și Mihalkov făcea în tinerețe un film de film, da. Și a revenit la citatul lui Lenin, face kinouri din astea în care și propagandă, groză. Din păcate. Pe final, vreau să vă rog să ne spuneți eu nu provoc lumea în halul ăsta, dar vreau să ne spuneți ce vă doriți și ce credeți că o să întâmple pe Crăciun, spre Crăciun. Unde și cum o să sărbătorim noi Crăciunul? Eu cred că noi acasă, Anda la Londra, sigur că e o convenție ce spun, în sensul în care mie mi se pare că acest război e cam pierdut pentru ruși. Și ei acum trebuie să-și învețe lecția și chiar să învețe să-și cere iertare, pentru că un om, un popor care e în stare să-și înțeleagă ororile și erorile, mi se pare un popor care devine și care e foarte puternic. Și noi va trebui să învățăm anumite lecții, pentru că pentru noi acest război ne-a prins cu anumite lucruri nepregătiți, chiar la capitolul energetic, dar faptul că avem astăzi lumină și căldură în apartamentele noastre deja spune că noi ne-am maturizat ca societate și eu cred că acest Crăciun va fi unul foarte diferit, nou, și va aduce foarte multă speranță. Anda. Eu sper să fie sărbătoarea în jurul mesei și a mamei venite de la Chișinău ca și invitată și venită de plăcere, nu ca și o fugară din drumul unui război pe care să o aducem și să o ținem la Londra, cum am pățit și în pandemie, că a stat 5 luni, a venit în vizită și a rămas de nevoie. Mi-ar fi plăcut să nu fim în situația de a ne aduce prietenii, rudele, dragi, în străinătate pentru a-i scoate din calea unor eventuale atacuri. Acum, vă rog,
să citiți dumneavoastră și dumneavoastră din cărțile dumneavoastră, ceea ce cred că se pretează pe finalul acestei emisiuni cu titlul de epilog, dacă vreți. Ceea ce vreți dumneavoastră, credeți că este de actualitate și trebuie să audă telespectatorii noștri din cărțile astea și o ocazie cu care le promovăm. Marie. Băsmăluța era cravata cea roșie. În galeriile Tretiakov am stat o zi întreagă. Pășeam alene printre toate acele tablouri. Pe la 12 am văzut un ecran mare. M-am așezat și priveam. Era un divan moale. Mi-am scos nucile cumpărate acasă, la piața centrală, și smochinele uscate. Mâncam în muzeu ca o țărancă pe deal. Erau imagini de prin anii 60. Priveam și mestecam discret, nu era nimeni. Festivaluri unionale, întâlniri cu artiștii plastici. Eu mâncam nuci și smochine și priveam. Cine joacă Băsmăluța? Asta am auzit deodată. Dansul acela al copilăriei mele, la Moscova. Toți dansau în film, toate cele 15 republici, surori și frați vârtați eliberați. Băsmăluța era o cravată roșie de pionier. Era să mă nec, îmi stătuse în gât, îmi venea să bocesc ca la mort. Băsmăluța, când mă pupase în prima oară, era o cravată roșie, Ceapaev și toată armata lui roșie. Eu voi citi doar finalul unei povestiri. Nu aveți timp să citiți cât doriți. Dar se potrivește foarte bine în contextul în care, privind metaforic, blocajul din timpul pandemiei, în care supraviețuirea consta în a nu fi singur în acea situație de izolare, și eu zic că este și un blocaj acum pe timp de război, în care probabil că cel mai greu în perioadele de criză supraviețuiesc și emoțional și psihic cei care sunt singuri, dar singuri nu vorbesc doar fizic, ci și fără niciun suport și ajutor. Și atunci s-ar potrivi un fragment dintr-o pagină londoneză. Suntem mai adaptabili decât bănuiam, dacă acceptăm încercările așa cum sunt. Apele tulburi, morțile ca pe un firesc, oamenii așa cum sunt, kilogramele în creștere, viața cum ne este dată, până când avem cu cine sta izolați după ușă. Și aici vorbesc despre solidaritate în fond. Iar eu voi continua pasajul pe care l-a citit Anda din Fiica Măcelarului, Ianiv Itzkovic. Itzkovic. Deci acolo unde s-a oprit Anda, așa zis, despre indemnizațiile, dacă ar fi reduse la jumătate, tot s-ar socoti că au onoarea de a lupta în numele unei cauze. Mai departe. Dar, odată la câteva secole, se produce un fel de trezire sau o deziluzionare, dacă doriți. Și toate aceste principii sunt reconsiderate. Exact așa s-a întâmplat în regimul lui Radețchi. De-a lungul timpului, soldații au început să creadă că înrolarea în armata țăristă fusese o greșeală nefericită și că le-ar fi fost mai bine dacă ar fi rămas să lucreze pământurile arendașilor lacomi, ceea ce ar fi scutit în mod sigur de loviturile de bici, dacă nu și de alte corvezi. Au început să-și pună în mod obsesiv tot felul de întrebări dificile, două puncte. Oare chiar am fost meniți să stăm toată viața ascunși în tranșee și să luptăm împotriva altor bărbați, fie ei turci, britanici sau francezi? Oare chiar e în natura noastră să ne ucidem unii pe alții? Ce anume are țăranul turc de trebuie să-l urâm atât de tare? N-ar fi oare mai bine să întindem mâna să devenim... prieteni, poate chiar să facem comerț cu el, decât să-i tragem un glonț în ceafă? Suntem oare aduși pe lumea asta numai pentru a ieșua pe un câmp de luptă care va deveni curând o baltă de sânge presărată cu cadavre militare, dintre care unele aparținând oamenilor noștri? Oare interesele țarului chiar coincid cu interesele noastre? Întrebări care tot mai des sunt formulate de luptătorii ruși, în primul rând, și sper că ei să întoarcă armele împotriva celor care i-a trimis pe câmpul de luptă. Eu mulțumesc
telespectatorilor, vă mulțumesc dumneavoastră că ați îngăduit să veniți în vizită la noi și îndemn pe cei care se uită să nu aștepte Crăciunul doar să vină cu cadouri, dar eventual să citească cărți, cărți utile, cărți care dau o rază de speranță, care văd și paharul plin pe jumătate. Și vă mulțumesc vouă că scriți aceste cărți și ne dați raza de speranță. Vă zic pe curând, aici la Vocea Basarabiei.